am intenționat să memorez un nou psalm, dar pentru că n-am primit încă noi ochelari și nu pot să citesc, mi-au schimbat la operație, eu am optat pentru să folosesc ochelari numai la citit. Doctorița m-a întrebat cum doresc, una se poate să aleg și am ales pentru citit să folosesc ochelari și încă n-am reușit să obțin ochelari, așa că voi spune din nou Psalmul 138. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai învăgătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele voii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia dușmanilor mei și dreapta ta mă mângâie. Domnul va sfârși. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătate!